Bine v-am găsit! Zilele Reginene, ediția 2014, sunt aproape. Administrația locală reghineană a pregătit un program artistic bogat pentru toate gusturile. La categoria muzică populară va urca pe scena amenajată în centru și îndrăgitul interpret Doru Pop. Pe lângă activitatea de cântăreț, este și realizator TV la o televiziune din Târgu Mureș. Doru Pop s-a născut ca să cânte și să încânte. Îl știu toți iubitorii de muzică populară din Ardeal și nu numai. Hodăcean la origini, artistul cântă încă de când era copil. Doru Pop nu avea cum să nu fie un talent S-a născut într-o familie de artiști, dintr-un bunic maestru între ale cântatului la fluier și un tată cu un timbru vocal frumos, puternic, renumit meșteșugar de fluiere. Cântărețul își amintește cum într-o noapte, pe când avea doar trei ani și jumătate, s-a trezit din somn și a cântat un cântec. A fost momentul când părinții au realizat cât de talentat este fiul lor. Aceeași misiune a avut-o mai apoi prima sa profesoară de muzică din Școala Generală. Sub coordonarea ei, Doru Pop a început să cânte folk, alături de o formație a elevilor hodăceni, pe care îi acompania la chitară. A urmat mai multe ediții ale cântării României, de la care nu s-a întors niciodată fără vreun premiu. În ceea ce privește studiile, Doru Pop a terminat cursurile Școlii Populare de Artă din Târgu Mureș. Mai târziu a cântat alături de formația Dinamic din Reghin, împreună cu care a editat trei albume de muzică folclorică și de petrecere. Artist desăvârșit, Doru Pop spune că un mare atu în cariera sa este zona din care provine, Valea Gurghiului. De aici și a cules toate cântecele și aici se întoarce cu mare drag de fiecare dată când are ocazia. Îl atrag mai ales tradițiile și oamenii, pentru că, indiferent unde ar ajunge, dorul pop păstrează valorile hodăcenilor, hotărârea și determinarea. Tinerețe mândră floare, doamne rea îi gura lumii, satule grădină mândră, dragă-mi nevasta mea, sunt doar câteva dintre melodiile îndrăgite de toți iubitorii de folclor autentic. Zilele reghinene vor avea loc în perioada 11-13 iulie. Detalii despre fiecare artist în parte veți afla urmărind edițiile viitoare ale Jurnalului de reghin.